Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. În sfârșit am terminat școala. Astăzi o să facem înghețată cu struguri. Sper că vă place acest preparat. Este un preparat foarte bun când este cald afară. Așa că să-i dăm drum. O să luăm paharul de la blender. Pauză. Am pregătit blenderul, n-a avut rost să vă arăt cum îl montez, iar acum o să punem frișca pe care o batem. Frișca puteți lua de orice tip. Și punem jumătate din ea, adică 500 de... numai de litru. Nu uitați să apăsați butonul de like, share pe Facebook sau pe Instagram și follow pe Instagram. Acum o să batem frișca. Frișca este aproape bătută, este aproape gata. Frișca nu trebuie să fie nici tare, dar nici moale. Iar acum o să-i punem capacul și o să o băgăm la frigider. Dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să distribuiți acest videoclip, deoarece mă ajută enorm de mult. Luăm acum celălalt pahar de la blender. Iar aici o să băgăm struguri. Voi puteți face același lucru, aceeași rețetă, puteți face cu banane sau cu orice fruct vreți. Dar eu am zis că să folosesc struguri. Punem blenderul. Și zdrobim. Acum o să scoatem frișca de la frigider. Am luat frișca, punem într-un bol. Uitați, ceva de genul trebuie să arate frișca. Dacă voi vreți să faceți mai multă, puneți mai multă frișcă, puneți tot, puneți un litru sau... Iar acum o să punem strugurii. Și amestecăm. Acum o să ornăm paharul. Am terminat de amestecat. Luăm o pungă, nu am depus. Din cauza gravei am uitat să-i cumpăram în altă parte cornet de ornat, dar cu punga. Punem compoziția în pungă. Tempul foarte ca la un capăr. Iar acum ordăm într-un pahar. Eu am ales un pahar cu inimioare. Punem câteva coacăze pe margine. Voi puteți pune orice fructe.
și în vârf vișina. Căpșuna de pe tort m-am încurcat. Acum o să o punem la congelator cam jumătate de oră. Acum o să scoatem paharul de înghețată de la congelator. Am făcut mai multe, să mănânc. Îl punem pe farfurie. Este o înghețată foarte bună când este cald, o puteți mânca. Așa că ăsta a fost preparatul, sper că v-a plăcut. Poftă bună și spor la lucru, pa, pa!